Salutare, Andrei, sunt de la Tuning Shop. Astăzi avem în lucru un Porsche Cayenne. Ce să vă spunem, după cum se vede, ne-am apucat de ea să o dezmembrăm, să o pregătim pentru colantat. Mașina foarte greu se demontează, bara față, bara spate, nu e așa de greu. Problema o reprezintă aceste oglinzi, pentru că sunt prinse în fața de ușă și va trebui demontată. Chedere, astea le vom face negru lucios. Nu v-am spus mașina, mașina va fi alb lucios, un alb normal. Așa va arăta colantată. Momentan noi o mai desfacem la ea ca să o spălăm, să o băgăm la degresat și apoi să o băgăm în lucru. Salutare din nou, aproape am terminat Porsche-le. Mașina a fost colantată cu alb lucios. Mai avem oglinzile. O să le facem tot alb lucios. Mânerele am optat să le facem cu negru. Pachetul Shadowline. Și toate astea făcute negru lucios. Foarte bine arată mașina. Mâine o să fac un filmuleț și afară ca să-l vedeți. Așa este. Mai avem pentru mâine oglinzile și acest Shadowlight. Avantajul mare la această mașină îl reprezintă și aceste chedere interioare care vin exact pe marginea ușii și îți permite să intri cu materialul foarte mult sub ele. Bine, noi le-am dat jos. Așa. La fel și ușa din spate. Și aici la capacul de motorină. La rezervor. Haideți să vă arăt cum a ieșit și la bara de spate. Cam așa arată. Gata și Porsche-le, așa arată afară, lumina soarelui. Este vorba de un alb lucios. Cu elementele cromate, negru lucios, făcute.